Primăria municipiului Timișoara a ridicat o clădire nouă cu sală de sport și șapte săli de clasă la școala gimnazială 13 din Calea Șagului. Noul corp de clădire va găzdui din această toamnă aproape 200 de elevi. Dotările pentru clase au fost montate, table inteligente și magnetice, videoproiectoare, mobilier pentru elevi și profesori. Face parte din strategia noastră pe educație să le oferim tuturor copiilor condiții moderne de studiu, indiferent dacă merg la o școală centrală sau din cartier. Îi mulțumesc doamnei directoare, Sorina Sârbu, pentru implicarea constantă în acest proiect, a declarat primarul Timi Timișoarei Dominic Friț. Cele șapte clase au fost dotate conform standardelor actuale cu mobilier școlar și echipamente IT. De asemenea, sala de sport urmează să fie dotată cu o tribună cu 30 de locuri, mobilier, vestiare și echipamente pentru gimnastică, basket și volei. Clădirea nouă cu parter și etaj se întinde pe o suprafață construită de 533 de metri pătrați, iar firma contractată pentru execuție a anunțat finalizarea lucrărilor. Astfel, primăria Timișoara a demarat procedurile pentru a recepționa noua clădire de care să beneficieze elevii din această toamnă. Lucrării Sărburile aferente investiției au început în septembrie 2022 cu termen de finalizare în vara anului 2024. Valoarea totală a investiției este de peste 3,9 milioane de lei.